Strategia pentru regiunea Dunării, prezent și viitor, politici de dezvoltare socială, academică și a mediului de afaceri. Așa s-a numit conferința internațională pe care Ateneul Nicolae Bălănescu din municipiu a găzduit-o astăzi și la care au fost prezenți numeroși oaspeți de marcă. Invitatul de onoare al evenimentului a fost fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a participat în calitate de fondator al fundației Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă. Președintele onorific al PSD a subliniat că strategia pentru regiunea Dunării este o încercare de a reanima viața comunităților locale dunărene, iar fluviul trebuie folosit ca factor de interconectare. Este un proiect util, este bine că s-a creat pe această temă în cadrul de conlucrare și de consens al tuturor țărilor dunărene. Sunt deja 2 ani de când se lucrează la acest proiect, la ideea unei strategii, cu perspectivă până în anul 2020, este un lucru util, benefic și care corespunde tendințelor generale în Europa. Printre personalitățile prezente la conferință s-a aflat și deputatul de Giurgiu Nicolae Florian, unul dintre susținătorii strategiei pentru regiunea Dunării. Promovarea și susținerea proiectelor de interes pentru comunitatea giurgiuveană reprezintă o responsabilitate față de cetățeni și contribuie la întărirea imaginii familiei europene. Este o mare onoare pentru noi ca Giurgiul să fie gazda unor numeroase evenimente de susținere a proiectelor de dezvoltare a regiunii Dunării. Giurgiu are un potențial energetic insuficient exploatat, bazinul dunărean contribuind la deschiderea Uniunii Europene către Est. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării a fost adoptată în urmă cu 3 ani și a fost concepută de 2 state dunărene, România și Austria. Ulterior, alte state europene s-au alăturat programului și au convenit asupra a 4 mari obiective: interconectarea, protecția mediului, creșterea prosperității și consolidarea regiunii Dunării. Viceprim-ministrul Liviu Dragnea a arătat importanța accesării fondurilor europene pentru dezvoltarea comunităților dunărene. Sunt prinse sume semnificative pentru dezvoltarea comunităților locale, spre deosebire de actualul exercițiu financiar, în care sumele sunt mult mai mici. Deci sumele sunt ultra-generoase, deci asta este vestea bună. Vestea mai puțin bună este că va fi o competiție foarte dură între autoritățile locale. Competiția este deschisă. În același context, în 2014, Giurgiu va fi gazda unui eveniment important. În municipiul nostru va fi organizat Forumul Antreprenorial Dunărean, în cadrul căruia cele 13 state dunărene incluse în program, însoțite de IMM-uri, își vor prezenta oferta de investiții.